Să vorbim în continuare despre proiecții ortogonale pe plan. Ce înseamnă ortogonal? Pe scurt, ortogonal înseamnă perpendicular. Deci trebuie să proiectăm în mod perpendicular pe un plan. Și ce putem să proiectăm pe un plan? Păi putem să proiectăm un punct pe un plan, iată, vrem să proiectăm punctul A pe planul Alfa. Pentru a face acest lucru, trebuie să ducem perpendiculara din acest punct pe plan. Deci vom trasa o dreaptă care trece prin A și acea dreaptă este perpendiculară pe planul alfa. Eu o să trasez mai întâi dreapta așa, apoi trecem punctul de intersecție al dreptei cu planul, trecem aici A' și facem această parte a dreptei punctat pentru că ea se află sub plan, deci practic nu se vede. Bun. Și Venim și notăm. Care este proiecția punctului A pe planul alfa? Păi este chiar punctul de intersecție al dreptei cu acest plan, deci este punctul A prim. Deci, de vreme ce A prim este perpendiculară pe alfa, atunci rezultă că proiecția, și vom nota așa pe R, proiecția punctului A, haideți să scriu mai la dreapta, punctului A. Pe planul alfa, și planul alfa venim și îl trecem aici, este punctul a prim. Și astfel am proiectat un punct pe un plan. Dacă însă punctul aparține planului, deci punctul B este în planul alfa, atunci din acest punct nu avem ce perpendiculară să ducem pe plan, pentru că deja punctul este în plan. Deci dacă Punctul B aparține planului alfa, înseamnă că proiecția punctului B pe planul alfa este, care credeți, e păi chiar punctul B. Bun, mai putem să proiectăm și un segment pe un plan. Iată, vrem să proiectăm pe planul alfa segmentul AB. Atenție! Când proiectăm pe un plan puncte coliniare, atunci ceea ce vom obține vor fi tot puncte coliniare. Deci proiectând un segment pe un plan vom obține tot un segment. Și este suficient să proiectăm capetele segmentului. Deci vom proiecta mai întâi punctul A pe planul alfa și voi duce această linie punctată și avem aici A' prim. Proiecția punctului A pe planul alfa, și apoi proiectăm punctul B pe planul alfa și obținem aici punctul B'. Proiecția segmentului AB pe planul alfa este segmentul A prim B și venim aici și notăm proiecția. Pe planul alfa a segmentului AB, voi trece aici segmentul închis AB. Este segmentul închis A prim B prim. Dacă proiectam un segment deschis, deci aveam aici paranteze rotunde, obțineam tot un segment deschis. Care este legătura între lungimea segmentului proiectat și lungimea proiecției? Deci, legătura între lungimea segmentului AB și a segmentului A prim B prim. Păi pentru aceasta. Vom construi o paralelă prin A la A'B'. Și această paralelă intersectează segmentul BB' în punctul C. Voi trece aici punctul C. Ce știm? Păi iată că AC este paralelă cu A B și de vreme ce BB prime e perpendiculară pe planul alfa înseamnă că BB prime e perpendiculară pe A B și cum A prim B prime e paralelă cu AC înseamnă că BB prime e perpendiculară pe AC. Deci avem aici un unghi de 90 de grade, deci triunghiul BCA este un triunghi dreptunghic. Nu uitați, noi vrem să găsim legătura între AB și A B Însă A B prim, cu ce segment este congruent? Păi avem aici, să ne uităm la patrulaterul ACB'A'. A și ce și CB' sunt paralele. La fel și AC și A'B'. Deci avem aici un paralelogram chiar mai mult pentru că avem aici un unghi de 90 de grade înseamnă că și acest unghi are tot 90 de grade pentru că punctele B, C B' sunt coliniare deci avem de fapt un drept unghi. Haideți să trasez aici să se vadă mai clar că avem un unghi drept. Bun. Asta înseamnă că A prim B prim, acest segment, e congruent cu AC. Și atunci, care e legătura între AC și AB? Păi avem aici un triunghi dreptunghic și voi nota aici cu U unghiul făcut de AB și AC. Și haideți să scriem formula cosinusului, cosinus de unghiul U cu cât este egal. Păi avem lungimea catetei alăturate unghiului, deci AC, trecem aici AC, supra lungimea ipotenuzei, adică AB. Păi ce rezultă de aici? Rezultă că AC se scrie AB ori cosinus de unghiul U. AB înmulțit cu cosinus de U. Dar noi am spus că AC, acest segment, e congruent cu A B prim, de vreme ce AC este egal cu A B rezultă că a prim B prim l-am înlocuit pe AC este egal cu AB înmulțit cu cosinus de unghiul U și chiar putem să încadrăm această relație și astfel am găsit legătura între iată lungimea segmentului AB și lungimea proiecției sale A prim B dacă însă Segmentul pe care vrem să-l proiectăm este perpendicular pe plan, atunci ce vom obține? Păi trebuie să proiectăm fiecare punct al segmentului pe plan. Cum am spus, e suficient să proiectăm capetele segmentului. Și acum, dacă proiectăm punctul C pe planul gamma, deci din C trebuie să ducem o linie punctată, nu o voi trasa aici, ci o voi trasa de aici încolo. Și vom obține aici C prim proiecția punctului C pe planul gamma. Dacă proiectăm punctul D pe planul gamma, vom obține tot punctul C prim. Deci, de fapt, în această situație, proiecția segmentului este, de fapt, un punct. Deci venim și notăm, proiecția pe planul gamma a segmentului închis CD este, de fapt, punctul C prim. Atenție însă, noi proiectăm aici o mulțime de puncte, mulțimea a punctelor care alcătuiesc acest segment, da? Avem aici o mulțime de puncte. Atunci, ce vom obține este tot o mulțime și anume mulțimea formată din punctul C prim. De aceea trebuie să trecem aici între acola de acest punct. Proiecția pe planul gamma a segmentului închis CD este mulțimea formată din punctul C prim. O singură observație mai vreau să facem aici când proiectăm un segment pe un plan și anume când proiectăm pe un plan mijlocul unui segment, deci dacă M este mijlocul segmentului DE, iată voi trece aici, segmentul DM e congruent cu segmentul ME, atunci proiecția punctului M pe planul beta, să notăm aici că obținem punctul M prim, Proiecția punctului M pe planul beta este mijlocul proiecției. Adică D'M' este congruent cu M'E'. Cu alte cuvinte, proiecția mijlocului este mijlocul proiecției. Deci dacă DM este egal cu ME, atunci rezultă că D'M' este egal cu M' E prim. Evident putem să trecem aici, să folosim scrierea cu paranteze, deci vom folosi scrierea cu segmente și vom trece congruent la fel și aici. Mai putem să proiectăm o dreaptă pe un plan. Dacă dreapta e inclusă în plan, atunci proiecția dreptei pe plan e chiar dreapta respectivă. Dacă însă avem o dreaptă exterioară unui plan, atunci avem trei situații posibile și anume... Dreapta este paralelă cu planul. Dreapta A e paralelă cu planul alfa și vrem să proiectăm această dreaptă pe plan. Păi Haideți să alegem două puncte pe această dreaptă, A și B, și vom proiecta fiecare punct în parte. Proiectăm punctul A și notăm aici A prim proiecția punctului A pe plan și la fel procedăm și pentru punctul B, trecem aici B prim proiecția punctului B pe planul alfa. Știm deja că atunci când proiectăm puncte coliniare, obținem tot puncte coliniare. Deci, proiectând o dreaptă pe un plan, vom obține tot o dreaptă, și anume dreapta A'B'. Deci, să notăm că proiecția dreptei AB pe planul alfa este dreapta A'B'. B prim. Și cum dreapta A AB este paralelă cu planul alfa, atunci ce am obținut aici este o dreaptă paralelă cu dreapta AB. Deci AB este paralelă cu A'B'. Dacă însă dreapta este perpendiculară pe plan, iată dreapta D e perpendiculară pe planul alfa, atunci dacă alegem punctul, să spunem, B, pe dreapta D, atunci proiectând punctul B pe planul alfa, vom obține punctul O. La fel și dacă luăm un punct de sub plan, de exemplu, alegem aici punctul A, pe care dacă îl proiectăm pe planul alfa, ne va da tot punctul O. De fapt, proiectând orice punct al dreptei pe plan, vom obține punctul O, adică punctul de intersecție al dreptei cu planul alfa. Cu alte cuvinte, proiecția dreptei D pe planul alfa este mulțimea formată din punctul O. Aceasta se obține dacă avem o dreaptă perpendiculară pe plan. Dacă însă avem o dreaptă secantă cu planul, iată dreapta D este secantă planului alfa, atunci cum obținem proiecția acestei drepte pe planul alfa? Păi, mai întâi. Haideți să mut acest, notația acestui punct, o vom trece aici pentru că o să avem nevoie de spațiu și să alegem pe planul, pe dreapta de, pardon, un punct. De exemplu, aleg aici punctul B și îl proiectez pe planul alfa și voi obține aici punctul B prim. Mai ne alegem aici încă un punct, să-i spunem C, pe care tot așa îl proiectăm pe același plan și trecem aici punctul C prim. Ei bine, știm deja că dacă proiectăm puncte coliniare, obținem tot puncte coliniare. Deci ce vom obține este tot o dreaptă și anume aceasta. Dreapta pe care o putem numi fie AB fie AC fie C prim, B Deci proiectând dreapta D pe planul alfa, proiecția pe planul alfa a dreptei D este dreapta să o numim C prim, B și astfel am proiectat pe plan și o dreaptă secantă cu planul.